Bună seara și bine v-am găsit! După așa, o doamnă specială, mulțumim foarte mult pentru o lecție importantă. Eu trebuie cumva să închei acest, să spunem așa, eveniment și trebuie să fiu un o să fiu mai nonconformist, pentru că eu o să vorbesc despre, dintr-o pasiune, într-un vis și într-o carieră. Că consider că este important, că toți avem o pasiune și avem un vis important. Dar eu, fiind mai neconformist, vă spun de unde a pornit această pasiune și cum a devenit ea realitate. Pentru că toți cred că avem la un moment dat în viața noastră o pasiune, dar am dat-o deoparte pentru alte lucruri mai importante. O să pornesc de când eram micuț, eram clasa 5-a și o să pare foarte haioasă. De ce credeți că un băiat se apucă vreodată de dans? Știți? Este cineva de aici? Exact, reacția este corectă. De ce? La mine a fost din cauza unei fete. Asta a fost. A fost interesant pentru că în momentul respectiv, eram tuns castron, ochelari și eram foarte, să spunem așa, un cuvânt dorky. Da, eram, deci, nu știu ce. Și, dar îmi plăcea foarte mult acea fată care știam că practică dansul. Și în mintea mea a zis că poate găsesc o metodă să avem același lucru, să practicăm aceeași chestii și poate reușesc și eu să vorbesc cu ea. Și a fost, ce face dans? Ok, mă apuc de dans. Și m-am dus acasă, repede m-am dus la mama și am spus, mama, vreau să fac dans. La care tata din camera alăturată, băi, ești nebun. Mama a zis, mamă, dar băieți dans, știi? Și odată i-am spus, a doua oară, a treia oară, a patru oară. Și într-o zi m-am dus acasă, de la școală, și mama a zis, te-am înscris la un curs de dans. Și am zis, yay! Eram copilaș și vă dați seama, și când m-a dus mama la acel club, am intrat în sală, în momentul respectiv s-a schimbat absolut totul. Nu știu dacă era destin sau a fost predestinat lucrurile acestea, dar am intrat în sală și ce am văzut m-a impresionat așa de mult, încât nu știu dacă ați avut dat sentimentul că acolo trebuie să fii, acolo e viața mea. Aia a fost un sentiment, cum să vă spun, că nu vreau să fac nimic altceva decât dans. A fost extraordinar pentru mine. Acel sentiment îl am și acum, și astăzi, trăiește în mine. De fiecare dată când vin în sală și deschis dușa, am acel sentiment, wow, îmi place ceea ce fac, iubesc ceea ce fac. Dar să ne întoarcem puțin în timp, am început dansul, n-am avut noroc cu fata, dar din cauza că m-am pregătit mai mult în dans, pentru că începeam să fac mai multe antrenamente, începeam să fiu bun în ceea ce fac și asta a început să fie dintr-un hobby, s-a transformat într-o pasiune și din pasiunea respectivă, la un moment dat, mi s-a dat oportunitatea să fiu profesor și să vin să predau la copilași. Și am început la școli și mi-aduc aminte că era, pentru mine este un sentiment extraordinar. Aveam 16 ani și mă duceam să predau la grădinițe. Și nu știu dacă voi știți, casetofonele cu casetă, vă aduceți aminte? Și când am început, da, exact, și când am început să predau, aveam un casetofon foarte, foarte greu, l-am aici, mergeam în autobuz, era frig, am început iarna să predau și de fiecare dată mă duceam la curs și roteam din caseta aia că trebuia să vină următorul curs și haide, repede, că urmează. Și știu, mi-aduc aminte că primul dans pe care l-am făcut copii era Barbie Girl. Nu știu dacă de aici sunt, sunt elevi de-ai mei, dar cu ăsta am început, după aia cu country și cu tot felul de nebunii de genul ăsta. A fost extraordinar, a fost, nu știu, un sentiment. Și atunci s-a transformat în inima mea, s-a transformat într-un vis. Am zis că gata, știu ce vreau să fac tot restul vieții. Vreau să fiu profesor. Vreau să fac asta pentru ei. Și pentru că, nu știu dacă sunt profesori în sală, cred că unii dintre voi care ați devenit profesori, doar de faptul când vedeți copiii acei micuți și vezi, te uiți la ei și vezi că învață și vezi că sunt, așa, nu știu, sunt ca niște ca un burete și îți văd cuvintele tale și acceptă tot ceea ce spui tu,
Nu știu, este extraordinar. Nu există termen de comparație pentru lucrurile acestea. Și mi-aduc aminte că am vrut la un moment dat să dezvolt asta, să fiu din ce în ce mai bun, să fiu apreciat poate mai mult pentru ce vreau să fac. Și în vis, am avut un vis. Am vrut să fac una dintre cele mai mari academii de dans din România. Și s-a transformat în realitate la un moment dat. Dar nu a fost așa ușor. Adică nu vă imaginați că am o pasiune și din pasiunea respectivă, imediat, pac, s-a îndeplinit visul. Așa am câștigat tot lotul și ar fi extraordinar. Dar nu se întâmplă asta. Ce s-a întâmplat a fost că am avut pedici dintr-o parte sau din alta, de la colegi, prieteni, chiar și am avut din familie, din familia mea, care a spus, pentru ce trebuie să faci dans? Că nu o să faci bani din asta, nu o să faci niciodată o carieră din asta. Am avut oameni care îmi spuneau că nu e ok, nu e bine, nu e bine ceea ce faci, mai bine fă altceva. Am avut colegi, uite, care se duceau spre nu știu ce fel de facultăți sau care începeau să facă alte chestii. Dar pentru mine, eu fiind un pic mai optimist de felul meu, am zis, dar de ce nu? Eu vreau să demonstrez. Pe mine îmi dădea mai multă forță să fac asta. Îmi dădea forță să îndeplinez visul. Că ăsta e visul meu. Și vă imaginați că de la nimic, de la zero, de la zero bănuți, zero lei, zero tot ce vreți dumneavoastră, am început cu un simplu castofon în spate, cărat peste tot, să încep să fac, să practic, să fiu profesor dans. Nu m-am gândit niciodată că am nevoie de bani, că am nevoie de să creez nu știu ce. A fost pur și simplu din inimă. Simțeam în fiecare zi că evoluăm. Simțeam că în fiecare zi mă autodepășesc pe mine. Pentru că există și momente de alea care sunt foarte grele. Ajungi acasă și te obosit, se merită? Îți pui întrebarea asta. Se merită să faci asta? Dar te trezești dimineața și spui și te duci la ore de dans și când îi vezi pe acei copii, da, se merită. Orice greu a fost, ce este, nu contează. Când îi vezi fericiți că te vin și te văd, pentru ceea ce faci, e extraordinar. Nu există cuvinte. Pentru că, unu, eu când ajung acasă și îmi pun capul pe pernă, pentru mine a fost o zi grea. A fost extraordinar, pentru că fac ceea ce fac. Fac ceea ce îmi place. E pasiunea mea, e visul meu. Și acum să vă zic ce s-a întâmplat pe parcurs, nu? Am început de la zero, să am un mic studio, dintr-un studio s-a transformat o școală și într-o școală s-a transformat o academie de dans. Și vă întrebați ce înseamnă asta? Înseamnă că mai multe stiluri de dans. Ca și număr, nu? De la 10 copii și acum avem 300, 400, 500. Și cei care spuneau la început, nu se poate, nu fac asta, nu e bine, nu știu ce. Și mi-au zis, acum vin la mine și spun, wow, ce fain, ce tare este, ce mișto ce ai realizat. Dar de ce s-a întâmplat asta? Că n-am renunțat la visul meu. N-am renunțat la ce îmi place mie. Și nu m-am gândit niciodată că trebuie câștig material, că trebuie, nu știu, ce am nevoie. A fost pur și simplu din pasiune. Dar sunt aici să vă spun că ce vreți voi să faceți, ce pasiune aveți. Și vă spun din experiență. Merită. Sacrifică-te că pentru chestia aceasta. Pentru că la sfârșitul zilei faci ceea ce îți place. Am părinți care vin la club, vin cu copilul la dans și spun, îi întreb cu zâmbătul pe buze, unde ai fost? Și îmi spun mie, păi am fost la scârbici. Nu? Asta e reacția. Am fost la scârbici. Eu nu pot să-mi spun asta. Pentru că eu vin acasă și spun, wow, ce mișto a fost azi. Ce mișto a fost azi. Am ajuns din un necunoscut să fiu unul dintre cei mai recunoscuți antrenori din România. Am ajuns din, pur și simplu, din om neluat în seamă la un om, poate, wow, vorbesc față de voi acum. Și n-a fost, n-a fost un drum ușor, desigur. Dacă vine cineva să vă spună că este ușor, urmează visul, să fie bine. Nu e chiar așa. Trebuie să vii, să perseverezi și în fiecare zi să te lupți pentru ceea ce vrei tu să faci. Și pot să-ți vin aici să spun că se merită. Pentru că în
23 de ani de experiență pe care am în lumea dansului, dar 23 de ani, să spunem așa, de vis pe care l-am, se merită fiecare zi, cu bine, cu rele, cu toate astea. Este foarte fain. Urmați-vă visul, veniți, mergeți și practicați ce vreți voi să faceți. Nu vă spun numai de dans. Spun ce vreți voi, ce pasiune aveți, fotografie, faceți content pentru YouTube. În momentul acesta aveți, sunt, trăim într-o societate în care se poate face orice. Putem să facem orice, putem să fim, trăim bine din orice. Acum, poate 20 de ani, poate nu era așa. Dar în momentul ăsta trăim într-o societate în care absolut totul este posibil. Trăim cele, cred că cele mai frumoase momente din istoria planetei, chiar dacă pare că nu e așa. Dar uitați-vă în jur. Avem confort, nu? Avem o viață frumoasă, cât de cât. Și putem să spunem că pot să fac ce vreau. Nu mă lăsați acele gânduri, acele cărți să vă doboare. Na? Faceți ce vreți voi. Spuneți stop neputinței de a merge așa, agale, în fiecare zi, că mă duc încă o zi la servici. Pentru că cea mai mare frică a mea, vă recunosc, cea mai mare frică a mea este să mă trezesc la 70 de ani, să stau jos, întins în pas, spun, ce am făcut cu viața mea? Asta este cea mai mare frică a mea. Voi n-aveți frică asta? Nu ați gândit niciodată? La 70 de ani, pui jos, ce ai făcut cu viața ta? Ce ai realizat? Unde este stop? Unde este începutul? De când ai început să trăiești și când s-a terminat? Faceți ce vă place, că merită absolut orice. Merită toate sacrificiile alea, pentru că vii acasă și te simți bine, nu? Că nu mergi la scârbici. Dar sunt aici, nu numai să vă spun asta, dar vreau să vă spun că în tot parcursul acestui an, noi am creat generații. Am creat copii care au venit și au practicat dansul și din, cred că în fiecare zi, ca și profesor, pentru cei care sunt profesori, dați un pic din sufletul vostru elevilor voștri. Dați puțin din substanța voastră lor. Și cei care suntem aici, dăm puțin din noi pentru voi și creăm ceva, poate un mic sâmbure acolo. Și în fiecare zi, dacă punem puțină apă la acel sâmbure, crește un copac frumos, nu? Nu uităm să udăm pasiunea noastră, nu uitați de ce vă face fericiți cu adevărat și să spunem stop la toate grijile sau toate lucrurile care ne considerăm că le sunt, poate nu sunt chiar așa de grele, nu? Că nu e emisiunea noastră preferată la televizor, când vreau, că e publicitate pe YouTube și trebuie să apăsăm neapărat next, nu? Am auzit în copii de 10 ani vorbind, prea multă publicitate pe YouTube, trebuie să apăsăm next. Serios, asta au spus. Copii de 10 ani, cu iPhone 11. Exact. Și ne amintim un pic, eu aveam cu un casetofon și trebuia să spun, haide, că urmează următoarea oră și mai am 2 minute, trebuie să pun caseta la loc. Dar vreau să invit pe scenă doi copilași de-ai mei preferați, Alex și Cristiana, care sunt de 3 ori campion național. Și eu sper, ca profesor, ei crez pe copiii aceștia să nu fie doar dansatori, dar să fie oameni. Și cred că este cel mai frumos lucru. Pentru mine, cel mai frumos lucru de astăzi este să-i văd pe ei dansând, să-i văd pe podium și să mă mândresc cu ei lângă mine. Un rând de aplauze pentru ei, o să vă danseze ceva frumos pe acest. Feel your kiss again.
burns my lips and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never leave her. I miss you when I can't sleep, right after coffee or right when I can't eat. I miss you on the front seat. Still got sand on my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Still around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I bothered you on you, you wouldn't like that. That was this real up, but you wouldn't bite that. That type of text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want to. You want her, you need her, and I'll never leave her. La 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 la. Și să termin într-o notă fericită, acești doi frumoși copii, fiind de trei ori campion național, ei în momentul acesta își urmează și ei visul de a fi profesor, de a fi instructor de dans, și eu sper că eu le mulțumesc în primul rând că acceptă cuvintele mele și acceptă să devină ceva mai bun. Urmați-vă visul. Mulțumesc!